Administrația locală din Pașcan va cheltui aproape 375.000 de lei pentru a demola o parte din construcțiile de la serele de flori ale municipiului. Este vorba despre trei sere vechi de circa 40 de ani, conform precizărilor unor funcționari, în locul lor urmând să fie construite altele. Pentru demolare a fost nevoie de un proiect tehnic, iar documentația ar urma să fie aprobată de legislativul local în ședința programată pe 29 februarie de la ora 12. Banii necesari urmează să fie alocați de la bugetul local. În devizul general sunt prevăzuți 8.330 de lei pentru proiectare, 3.570 de lei pentru asistență tehnică, 20.392 de lei pentru organizarea de șantier, cheltuieli neprevăzute 64.308 lei, iar pentru executarea lucrărilor 267.720 de lei. Viceprimarul Cristian Rățoi explica că Pașcaniul are nevoie de sere noi și moderne pentru eficientizarea activității și creșterea capacității de producție a răsadurilor de flori. Referitor la serie, pot să vă mai spun că în ședința care urmează vom avea un proiect pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind dărâmarea celor trei corpuri de seră. Vom vedea cine va semna. Eu am făcut proiectul, l-am propus și vom vedea cum vor decurge discuțiile în ședința de Consiliu Local. Important este nu cine îl semnează sau cine l-a propus, important este ca acele sere care sunt din anii 60 să fie dărâmate, ce se poate recupera să se recupereze, iar în locul lor să facem treptat cineva, eu știu dacă nu vom mai fi noi după alegeri, cine va veni să aibă un proiect fezabil, un proiect bun pentru a face sere noi în care să se obțină florile de care are nevoie orașul, dar și cetățenii. Cele trei sere cu o suprafață totală de aproape 5.500 de metri pătrați au fost construite din sticlă pe structură metalică.